Astăzi începem cu comunicarea. Și ne zice așa, scrie un X în căsuța de lângă imaginile care corespund enunțurilor adevărate, da? Ai enunțuri false sau adevărate și noi trebuie să le nimerim, da? Hai să vedem care sunt enunțurile, da? Deci, lângă căsuța care corespund enunțurile adevărate, punem X-ul, da? Mama vitregă l-a pus pe vânător să o aducă acasă pe albă ca zăpada. E adevărat sau fals? Fals! Bun, nu punem, zici, scrie un X în căsuța de lângă imaginile care corespund enunțurilor adevărate. Ai răbdare, puiu, că avem aici, nu? Giulica, tu înțelegi? Ce da. Trebuie să faci? La final scrie X. La cele care sunt adevărate, asta e falsă, nu? Da. Că uite, avem aici, da, imaginile, da? Uite, vezi? Ai căsuța? Mama vitregă i-a dat albei ca zăpada o căpșună. O trăvită. E adevărat sau fals? Fals. Ia uite, facem altceva. Mama vitregă l-a pus pe vânător să o ducă acasă pe albă ca zăpada. E adevărat? Nu. Dar cum e? Fals. Ce i-a poruncit mama vitregă la vânător să facă? Să o omoare. Și unde să o aducă? În inima pădurii. Foarte bine. Mama vitregă i-a dat albei ca zăpada o căpșună otrăvită. E adevărat sau fals? Fals. Dar ce i-a dat mama vitregă? Un măr otrăvit. Foarte bine. Alba ca zăpada a dormit în căsuța piticilor. Adevărat sau fals? Adevărat. Deci facem un X. Așa. Albă ca zăpada s-a căsătorit cu prințul. Adevărat sau da, fals? Da, adevărat. Hai. N-ar putea să prășit în care au venit piticii. Astea sunt întrebările, da? Subliniază litera A mare și A mic din enunțurile de mai sus. Să subliniez înseamnă, uite, ai aici pixul, da? Eu o să-ți fac la 1, da? Adică să faci așa, da? O liniuță sub litera A. Asta înseamnă să subliniez, da? Litera A mare și A mic. Uite, e astea, da? Înseamnă că ai să găsești cele două. În partea de jos. Da, în partea de jos. Ajunge să găsesc? Da. Lăsă-l și la scrisoarea asta. E, dacă vrei, poți, dar uite, hai să o luăm de aici, da? Uite de aici, da? Zici doar din enunțurile astea, da? Dacă vrei, poți să le iei pe toate, da? Nu se supără absolut nimeni. Ia mânuța, că am pus soluții și vreau să șterg mânuța, da? Da, curăța. Jess, ia mânuța. Să o să-mi bat. Așa? Așa? Ia mâna. Așa, da? Încerc să fiu atentă cu pixul. Ia să vedem. Să nu dau peste pix. Ce?
Ce ai făcut, mama? Încerc să trec, dar până așa când vreau să pun mâna. Încerc să fac într-un fel. Hai, ia cu creionul, da? Da. Încerc să pun mâna mult mai atent. Data viitoare, când mai vezi asemenea situații, te oprești și mă priniți zici, da? Serios? Serios, din cauza că nu putem să mergem așa, parcă nu o să mai înțeleagă absolut nimic, da? Bine. Bine. Oricum e foarte bine că ai anunțat, da? Dacă mă vom face la astea cu creionul. Nu neapărat cu creionul, o să-ți dau pixurile mele, care nu sunt cu gel și să vede mai bine pixul, ai înțeles? Da. Ia, nu e. Uite, astea sunt pixurile mele care nu se văd. Ia să vedem. Unde ai făcut? Hai mai uită-te și vezi unde și cum ai... Ai mai uitat... Au, da? Unde e colectorul? Știi cum au ori. Hai să vedem, da?
Uite aici aveai una K. Alba K. Zăpada. Mama vitregă. Bun. Da, la alea care ai făcut cu creionul, fă acum cu pixul, da? Fă cu pixul. Jessica, închide acum. Ia să vedem. Ia. Mama vede că l-a pus pe vânător să o aducă acasă, așa. Dacă tot ai vrut să subliniezi și aici, uite, ai mai avut aici un A, da? Micul ăsta A, da? Care? Te aude aici. L-ai văzut? Da. Uite aici un cu un A. Ia uite aici. L-ai văzut? Ia uite încă unul aici. Uite aici. Deci am găsit și eu vreo 4, da? Dar nu știu de ce se fac așa pixurile. Din cauza că sunt niște pixuri cu gel, da? Și așa se fac? Da. Asta e, da? Da. Acum e ok, te-am înțeles, da? Dar pe viitor, dacă ai să mai vezi așa ceva, mă anunți, da? Și îți dau un alt pix, da? Sau... vedem noi cu ce o să facem, da? E ok? E prima dată care ni s-a întâmplat lucrul ăsta, da? Da. Colorăm imaginile, da? Toate? Toate. Haideți să învățăm odată să stăm cum trebuie pe scaun, da? Terminăm cu română, da? O să mă pregătesc, o să avem... cartea aia, arte vizuale și abilități practice, da? Și astăzi o să realizăm o sorcovă. Hai! Repede, repejor, da? Uite-ți pixul, îți căutam pixul ăsta ca a fost.
bine. Nu credeți. Mergi repede, adică. Mergi? Da.
Pune mâna pe carte. Pune mâna cealaltă pe carte. Julie, Julie. Hai, mica Julie. Arena. Mami. Uite, pari pe voi. Foarte frumos. Foarte bine să te speli pe mâini. Eu. Thank you.
Gata tot? Hai, ciurapie, bravo! Bravo!